Aurel Popescu a câștigat alegerile în comuna Căzănești în luna septembrie 2020. Acesta a găsit o mulțime de probleme pe care comunitatea de aici le are iar cei care au condus primăria până anul trecut nu le-au acordat absolut deloc importanță. O mare problemă a cetățenilor a fost salubrizarea comunei, problemă pe care Aurel Popescu a reușit să o rezolve în doar câteva luni de zile. Cunoscut drept un om implicat și un bun profesionist, Aurel Popescu a luat în piept toate problemele pe care comunitatea pe care o conduce din 27 septembrie 2020 le are. În doar câteva luni de zile, acesta a reușit să rezolve una dintre cele mai importante probleme ale locuitorilor comunei căzănești, problema salubrității din localitate. Înainte era o, o mare grozăvie. Plăteam taxe, plăteam taxe după cum vi le arăt aici și puteți să, să le și filmați. Și nu beneficiam de aceste taxe. Plăteam, plăteam taxe, gunoiul nu s-a luat niciodată, până în prezent, pe timpul vechiului primar. Sunt, sunt văile și ogașile pe acolo pline de gunoi. Înainte, cetățenii l-aruncau pe anumite porțiuni, după cum se vede, pe toate drumurile, pe toate ogașele, sau parte din ei de frica a poliției, de frica cum făceam și eu. Dădeam foc mai departe de casă acolo. În acest moment, salubrizarea se face săptămânal în Comuna Căzănești, iar cetățenii beneficiază de pubele. De la venirea noului primar, oamenii, cetățenii Comunei și ai statului Gârbovățului de Sus, au primit pubele de gunoi și în fiecare Mercure se ridică gunoiul. De la fiecare, însă, colețu că Primarul Comunei Căzănești și-a respectat promisiunea făcută în campania electorală și a reușit să le ofere cetățenilor serviciul de salubritate la standardele europene, dar s-a și adaptat la noile standarde de colectare selectivă, rezolvând o mare problemă pe care o au majoritatea unităților administrativ-teritoriale. Încă din perioada campaniei electorale, cetățenii semnalau nemulțumiri vis-a-vis -vis de colectarea deșeurilor. Totodată fondul de mediu ne presa ca să facem colectarea selectivă a deșeurilor, hârtie, carton și sticlă, pentru a ne alinia cerințelor europene. Constatând că vechiul operator, Flora Sercom, nu îndeplinea toate cerințele cetățenilor, adică gunoiul era ridicat o singură dată pe lună, nu de la toți cetățenii, am luat decizia să schimb operatorul de colectare a deșeurilor, inclusiv includerea sistemului de management pentru colectarea selectivă a acestor deșeuri. Astfel, noul contract cu nou operator ne-a adus 800 de pubele de 120 de litri, care să fie distribuite către cetățenii comunei cu titlu gratuit spre folosință, prin încheierea unui contract de concesiune cu aceștia și, de asemenea, am fost aprovizionați cu 12 țarcuri în care vor fi puse pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor cu 36 de pubele de un metru cub. Cetățenii vor plăti numai dacă vor beneficia de aceste servicii și plata serviciilor se va face pentru cetățenii care locuiesc efectiv în comună. În acest sens s-au emis documentația necesară, se depun declarații de impunere, declarații care pot fi modificate lunar în funcție de situația faptică a fiecărei gospodării și totodată, prin contractul încheiat cu nou operator de colectare a deșeurilor, am reușit ca să ajungem să îndeplinim aceste servicii și pe ulițele care erau greu accesibile. Noul operator ne pune la dispoziții mașini de capacitate mai mică, mai multe mașini de altfel și mașini de colectare de capacitate mai mare, ca astfel toți cetățenii comunii să beneficieze de aceste servicii de salubrizare. Se pare că a ieșit soarele și peste comuna Căzănești, iar cetățenii pot respira liniștiți acum că la cârma primăriei a ajuns un om care își dorește să dezvolte localitățile de aici și să îmbunătățească condițiile de viață ale oamenilor din zona.